Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism de la Târgu Jiu au cerut la Tribunalul Gorj arestarea preventivă a celor 4 suspecți de trafic de droguri. Admite propunerea formulată de parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție, DICOT Biroul Gorj, de arestare preventivă a inculpaților Sprânceană Sorin, Dumitru Emil Mirel, Baicu Gigi și Buzatu Andrei. Dispune arestarea preventivă a inculpaților pe o durată de 29 de zile. Dispune emiterea mandatelor de arestare. Doi dintre ei sunt cunoscut sub porecle de Boga și Picior. Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Gorj și procurorii DICOT au reușit să dea de urma lor după ce au prins în flagrant doi tineri de 20 și 33 de ani care vindeau cannabis în comuna Florești din Mehedinți. Au urmat apoi percheziții la locuințele acestora, fiind ridicate 8 telefoane mobile, 18 cartele, un laptop, 420 de lei și două plante de cannabis. Suspecții mergeau frecvent în străinătate și s-au gândit să facă rost de bani fără efort. Aceștia sunt suspectați că ar fi vândut de mai multe ori droguri și în municipiul Motru. În continuare se efectuează cercetări față de suspecți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire sub orice formă a unui grup în vederea săvârșirii de infracțiuni care nu este potrivit legii, grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic transfrontalier de droguri de risc și deținere de droguri de risc.